acesta de a fi în mijlocul dumneavoastră, la această după masă, dar ne-am venit mai repede. Ne-am venit pe la ora 11 astăzi aici, am stat pe la ora 4 și ceva, am stat aici și după ora 4 ne-am plecat la alt caz, am fost la subsolul bisericii, am luat anumite cauze și acum am revenit înapoi. Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnul pentru că suntem într-o casă de rugăciune, spun eu, așa de pe la Cuvântul lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus că casa mea se va chema o casă de pentru amin. Și pentru români. Sigur, și pentru români. Mare problemă, eu sunt misionar, eu foarte mult călătoresc și în urmă în România, nu s-a fost a treia oară vine în România, dar foarte mult călătoresc internațional, foarte multe țări din lume și vreau să spun că nu prea am văzut rugăciune. Peste tot unde ne ducem, ne lăsăm, mai ales în Sudul Americii sau în alte părți, chiar și la români, unde m-am dus prin Australia și în alte părți unde am fost călătorit. Vreau să spun, în mod deosebit, rugăciunea este o problemă, în mod deosebit cu ei, pentru că foarte mult din programele ocupă cântări și nu este timpul acesta de rugăciune. Rugăciunea este marginalizată, de fapt rugăciunea este cea mai importantă, că din cauza asta spuneam, că Cuvântul lui Dumnezeu, chiar Domnul se spunea, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Adică Dumnezeu vrea să colaborăm, să vorbim cu Dumnezeu. În rugăciunea noastră vorbim cu Dumnezeu. Și majoritatea, din nefericire, foarte mult, au observat că în rugăciunea lor se exprimă lui Dumnezeu numai dorințe, adică cereri, anumite cereri și dorințe, de a cere ceva. Nu zic că nu-i rău ca să vorbesc, să cer din partea Domnului, că spune Cuvântul Domnului și spune că avem Filipeni, spune acolo, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu cererile voastre, spune Cuvântul Domnului acolo, și rugăciuni împreună cu mulțumiri. Dar vreau să spun în mod deosebit, cum văd în cea mai mare parte a rugăciunilor care venim înaintea lui Dumnezeu și întotdeauna venim și ne uităm la mâna Lui și cerem, vrem să cerem ca să ne dea anumite lucruri. Dar uităm un lucru care Cuvântul Domnului vrea de fapt să avem părtășie cu Dumnezeu. Vreau eu cu, în mod deosebit cum văd lucrarea asta. Domnul ne spune, uită-te la mine, pață! Uită-te la mine, comunica cu mine! Tu vrei numai lucruri din astea pământești care le cer, dar nu vrei o relație cu mine. Dumnezeu spune că mai întâi spune să-L căutăm pe El și apoi poate celelalte lucruri pământești ni le va da pe deasupra. Dar noi de multe ori numai venim și cerem lucruri pământești, dar nu cerem alea. Nu dorim alea să avem o părtășie cu El în rugăciune. Vrea Dumnezeu mai întâi să avem părtășie cu El, să simțim, să-L cunoaștem pe El, puterea lui Dumnezeu. Și apoi ne va da și celelalte lucruri de care avem nevoie. Vreau să spun, asta este o problemă care am observat în cele mai multe lucruri, în cauza asta părtășia. Și de multe ori eu vreau să spun în mod deosebit, și acolo la noi, la adunare unde suntem, chiar pe noi care ne spune rugăciune. Noi care ne denumește, spune că mergeți acolo la rugăciune, pentru că noi, în cea mai mare parte a timpului, petrecem în rugăciune. Noi știm când începe, dar niciodată nu știm când sfârșim. Amin? Ce închinare aveți voi aici? Ce închinare aveți? Un ochi la Dumnezeu și un ochi la ceas? Nu se poate închinare din asta! Eu cred că se duceau și ucenicii și Domnul Iisus la rugăciune. Nu plecau prea, nu simțeau prezența lui. Comunicarea cu Dumnezeu. Asta e foarte important. Nu interesează că durează rugăciunea 15 minute, 30 minute, 40, o oră câteodată. Dar coboară prezența lui. Dar nu ne oprim până nu coboară prezența lui Dumnezeu. Și atunci intră Duhul Sfânt. Și apoi Duhul Sfânt descoperă taine. Are Duhul Sfânt de lucrat în mijlocul. Și de multe ori nu se termină rugăciunea până când nu simțim prezența lui Dumnezeu. Asta este de fapt casa lui Dumnezeu. Legătura noastră cu Dumnezeu. Amin? Trebuie neapărat alea ca să simțiți prezența lui Dumnezeu. Și de multe spune alții, spune, măi, dacă ești obosit, du-te acasă, nu te oprește ca să ieși din adunare, ca să ieși. Dacă ai unele probleme, dar noi de fiecare dată vrem ca Duhul Sfânt să lucreze. Amin. Și nu numai lucrarea asta ca să vrem. Eu vreau să spun de fiecare dată, scopul meu de fiecare dată când mă duc, scopul meu ca să mă umplu de Duhul Sfânt. Auziți? Amin. Să ne umplem de Duhul, scopul nostru.
nu este altceva decât să ne umplem de Duhul Sfânt ca să avem putere de nebirință împotriva păcatului. Din cauza asta, foarte important pentru biserici, pentru lucrarea Duhului Sfânt în adunare, sunt rugăciuni, dar e o rugăciune parcă de multe ori așa, parcă mai seacă câteodată, dar trebuie rugat până coboară prezența lui Dumnezeu. Asta e scopul pentru care venim. Slăviți să fie Domnul! Cum spunea și în fapte 3, cuvântul lui Dumnezeu spunea, Apostolul Petru spunea, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Când vine vremuri de înviorare? În urma, cum spunea și fratele Ionatan, în urma când se șterge păcatul. În momentul când în momentul când vine starea de apăsare peste om, e o condamnare. În prima parte, l-am obișnuit în urmă cu câțiva ani de zile, dar ce-o mai redus puțin, eu cel puțin mi-am provocat de fiecare dată. În prima parte, am spunea, chiar mi-am mărturisit păcatele public. Public! Că spunea de fiecare dată. Începem dacă avem ceva, vrei să ne rugăm în prima parte, pentru că satana, în momentul când te pui la rugăciune, bine, și te condamnă! După ce ai poslat și n-ai fost plin de Duhul Sfânt și n-ai putut să reziști ispitei vrăjmașului, după aceea ai căzut în păcat cu ceva și după ce ai căzut, vine satana și te condamnă! Poți să vii la rugăciune, automat o vine la mintea ta și te condamnă la mintea ta! Și nu poți să intri în legătură cu Dumnezeu! Asta e scopul! Satana nu te lasă, te condamnă, te aduce înaintea ochilor tăi, vine și șoptește, te aduce aminte, ce ai făcut, ce ai vorbit, unde te-ai uitat, ce pact ai săvârșit, vine și te condamnă. Ce faci în momentul respectiv? Întrebarea este, ce faci în momentul respectiv când satana te ține acolo jos? Ce faci? Trebuie cumva să faci ceva. De cauza mea, pare bine pentru fratele în care am amintit cu privire la starea asta de condamnare. Eu vreau să spun, lucrarea asta nu e de, cum spunea fratele, este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și încă este scris de fratele mai mic al Domnului Iisus, care este Iacob, nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să spun, lucrarea asta a fost de la început. Mă înțelegeți? Lucrarea asta a fost de la început. Omul căzuse, păcătuise. Și omul nu mai știa ce să facă. El trebuia să vină să aibă relația de dimineață cu Dumnezeu în conversația care avea cu Dumnezeu. Și s-a ascuns. Dar de ce s-a ascuns? Pentru că păcătuise. Era o stare de vinovăție. Și fiți atenți, Dumnezeu vine și îl caută chiar dacă a fost căzut. Dumnezeu oferă șansă celui căzut. Mai oferă încă o șansă celui căzut. Și în momentul respectiv vine Dumnezeu și începe și îl strigă pe om, pe bărbat, pe Adam. Începe să-l strigă și el este ascuns. Și atunci el spune că și m-am ascuns, dar și Dumnezeu. Vezi, asta e lucrarea de mărturisire. Lucrarea de mărturisire înseamnă Dumnezeu vrea să-l colaboreze. Întreabă Dumnezeu, începe Dumnezeu, dar de ce te-ai ascuns? Nu, și începe, pentru că sunt gol. Nu cumva, observați conversația între om, întreabă, vrea să-l ajute, vrea să-l ajute de ce ar făcut, de să ceară iertare. Și reușește cu Adam. Nu reușește. În loc să mărturisească, până am fost slab, n-am ascultat, înțeleg și începe și spune, începe și dă bine pe nevastă. Păi dă bine pe nevastă, dar el nu a avut nicio bine? Păi de ce nu s-a împotrivit? De ce nu a spus nu lua? Că Dumnezeu a spus să nu lua. Pe me, dă-te-l o parte. Nu s-a împotrivit pe bărbatul acesta. Și pentru că nu s-a împotrivit, a căzut și ea și a căzut și el. Și în loc să mărturisească starea lui, nu a femeii lui, Dumnezeu pe el l-a întrebat, nu pe femeie. El trebuia să recunoască păcatul și starea. Și pentru că n-a recunoscut, în momentul respectiv, atunci Dumnezeu a întrebat pe femeie, femeie la rândul ei, în loc să recunoască, o dat vina pe șarpe și așa mai departe. Nu a reușit Dumnezeu în mărturisirea, vrând să ia mărturisirea păcatelor la primul oameni. Nu a reușit. Unul pe altul te dea vina unul pe altul. Pentru că n-a fost sincer. Dumnezeu urmărește sinceritatea noastră. Foarte mult Dumnezeu se uită la noi și dacă ai păcut vrea să spui ce? Cum s-a întâmplat? Multe persoane care vin, pentru că spun, au fost atâtea țări ale lumii și atâtea persoane care au venit. Și vreau să spun, venea și spunea în mod deosebit,
Bă, că lumea, frate, nu știu cu ce să încep. Bă, zic că nu știu cum e. Păi exact cum o poți, păi nu știu că e rușine. A doua asta, nici o problemă, hai că te ajut eu. Și atunci am început să pun unele întrebări și noi de trei leate mergem cu întrebări așa cum o precedat. Și spunea că lucrarea asta de mărturisire nu este numai așa, este exact de la început. Dumnezeu a practicat asta, lucrarea de mărturisire. Prin întrebări! Și omul trebuia să dea răspuns. Vedeți? Omul trebuia să dea întotdeauna Dumnezeu. Și așa facem și noi de multe ori întrebări. Că la prima parte, când vine la mărturisire, spune frate, el, prima parte el vine majoritatea care vin persoana, vine pentru ca să ne rugăm, pentru că sunt bolnavi, au dureri, problemele care vin în trupul lor, simt dureri de la cap până în picioare de multe ori. Și când vine, ea vine ca să ne rugăm pentru ce? Pentru vindecare! Și în primul rând atunci spune, bine, bine, pentru ce ne rugăm și spune, mă doare capul, spatele, ochii și mă rog ce doare picioarele. Și atunci spune, ne rugăm Domnul pentru tine. Și eu cred că Dumnezeu, când ne rugăm, Dumnezeu să va lua durerea. Dar, vindecarea e pe numărul 2, cum spunea fratele. Vindecarea nu e numărul 1, vindecarea e numărul 2. Și spune cuvântul Domnului, mărturisiți-vă unii altora ce? Păcatele! Și apoi spune, apoi rugați-vă unii pentru alții să fiți vindecați. Numărul 2 e vindecarea, nu-i vindecarea numărul 1. Asta e problema cea mai importantă. Dumnezeu vrea mai întâi să ierte și apoi ca să vindece. Aleluia, slavă lui. De care o parte mulți se fac vinovații înaintea lui Dumnezeu, slujitori. O parte mulți se fac vinovații înaintea lui Dumnezeu, că așa încă mi-a dat mâinile peste bolna. Chiar acum am venit de ieri, parcă am fost, nu? Ieri am venit. Arată când am fost la Timișoara, venit, că am făcut așa Cluj. Pot să am plecat Timișoara, Arad, iar eu m-am întors la Timișoara și în momentul respectiv am fost undeva, eram în drum încolo spre Timișoara, trebuia să mergem la Jimbolea, să mergem la un bărbat, să mergem în spital, să ne rugăm pentru el. Când sună pe cineva, fratele meu, cu care, un frate care călătoresc eu din Portland, tot foarte mult noi călătorim, cum a spus, internațional, celelalte țări ale lumii și în momentul respectiv mă suna și spune, măi, zice, fratele acela e bolnav și în Timișoara. Zice, și foarte bolnav, trebuie să-i taie picioarele. A zis, da? Dar cum de nu mi-a spus că am vorbit în urmă cu două zile cu el. A spus că o să fim undeva aproape de ei, la cine, o comună sau un oraș, o comună undeva acolo, lângă Timișoara. O să fim acolo la ceva evanghelizare și am fost acolo și chiar mi-a sunat, nu vreți să veniți și voi? Și eu spus că nu pot, că nu merge mașina, dar spune, nu mi-a spus nimic de vindecare, că e bolnav la ceva. Și ar fie bine că noi ne rugăm pentru bolnav. Și eu am spus către mine, dar știi ce, eu sunt din nou. Și l-am întrebat și am sunat și am spus, auzi, m-a sunat din Statele Unite, am vorbit din Statele Unite și mi-a spus că ești bolnav de picioare, e adevărat? Și când am văzut că eu știu, păi că ești anunțat acolo la rugăciune să se roage pentru dumneata în Statele Unite că ești bolnav. Cum? Zic eu, mie nu mi-a spus nimic. Da, zice, trebuie să mă duc să mă opereze la picioare și sunt foarte grav, picioarele mele sunt negre. Dar spune, nicio problemă, o să vin la dumneata. În mod deosebit, soția lui este vas de lucrare, este proroc și atunci a venit la dumneata în mod deosebit. A mers la ei și când a mers la ei, m-am uitat el și slujitor este și m-am uitat la el, ascultă. Zic, care e problema ta? Păi sunt lobit din atâta, am pierdere în fiecare săptămână, aproape în fiecare zi, trebuie să întâmple ceva la mine acasă. O pierdere financiară acolo, ceva acolo, mi se mărește factura, să mi se dublează. Nu știu ce se întâmplă, ceva se întâmplă la mine. Și apoi plângă asta, zice, mai sunt și bolnav într-o. Da, zic, uite, m-am uitat la el și a spus, ascultă, nu cumva faci lucrarea Domnului cu nebăgare de seamă? Și uita la mine, ascultă, zică, nu cumva ți-ai pus mâinile peste cineva și ți-ai făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu? O spus, da, frate, da, să știi că cam asta e problema mea. Și a spus, dar de ce faci lucrarea? De ce nu faci cu mărturisire și apoi pui mâinile și te rogi? Păi spune, eu mă duc cu un grup de frați și toți frați așa protejează și așa procedează și zic, eu mă încadrez în grupul ăsta de frați care spune și toți așa procedează. Și i-a spus, vezi că spune cuvântul lui Dumnezeu. Se spune cuvântul lui Dumnezeu, spune așa, blestemat să fie omul care face lucrarea Domnului cu nebăgare de seamă. Blestemat să fie omul acela, spune cuvântul lui Dumnezeu. I-a spus, ascultă, tu vrei să fii mai bun ca Dumnezeu? Tu vrei să fii mai bun ca Dumnezeu? Dumnezeu spune lucru, tu vrei să fii mai bun ca Dumnezeu? Pentru asta mâna lui Dumnezeu este împotriva ta și asupra cortului tău și a familiei tale.
Vreau să mă rog pentru tine și eu cred că în momentul când ne rugăm, ceva s-a întâmplat cu picioarele dumitale. M-a dispărat durerile care le avea, niște dureri groasnice în picioare și o negreare care avea și nu putea tăria picioarele după ea. Dar vreau să spun, pentru ce te faci vinovat înainte lui Dumnezeu, o să mă rog, dacă vei lua hotărâre, că dacă de aici înainte vei face după cuvântul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Și am spus, frate, eu am încercat să iau mărturisiri, dar am văzut că duhurile necurate care mărturiseau fraților au venit peste mine și în momentul respectiv n-am mai luat, mi-a fost frică că am fost atacat eu. Am spus, înseamnă că nu ești chemat la lucrare. Înseamnă că frații te-au ales în lucrare. Și nu te-a ales Duhul lui Dumnezeu în lucrare. Ori stai, te oprește și nu mai intrapa lucrarea, ori te rogă Domnul ca să-ți dea autoritate. Amin. Să-ți dea autoritate. Amin. Dar în momentul când se mărturisește păcatul, respect pe soarele pe el, să nu aibă putere păcatul să ducă acele curați să te atace pe tine. Eu nu am, noi suntem ca niște preoți. Cum era pe Vechiul Testament. Vinea la preot, mărturisea păcatul, preotul punea mâine și Dumnezeu lua păstarea de păcat, de vinovăție de peste om. Asta e starea, nu? Noi facem lucrarea asta, lucrurile lăcurate vin și ne atacă pe rătul ăsta. Nu, nu! Numai cazul că starea ta este bună înaintea lui Dumnezeu, atunci chiar spun și eu, nu fă lucrarea asta. Chiar poți să fii atacat, tu și casa ta și familia ta. Și eu la hotărâre, au spus fraților, eu mă mărturisesc, apoi mi-am mărturisit unele lucruri și apoi a spus, deci acum rugați-vă și pentru mine ca Domnul să mă ierte și apoi Domnul să-mi dea și mie autoritate, că am dorința să lucrez pentru Domnul. Atunci ne rugăm, dar ai grijă tot ce ai mărturisit, trebuie să te oprești, să nu mai faci lucrurile acelea, pentru că te faci vinovat înaintea lui Dumnezeu și vrășmașul are putere asupra ta, a cortului tău, o la foc acolo, acolo s-o distrus, acolo și îmi spunea niște lucruri fantastice ce se întâmplă în cortul lui. Și am zis, vezi, în mod deosebit, vreau să spun, oprește-te să faci lucrurile acelea mărturisiri, apropie de Dumnezeu și să ai o stare de sfințire, că spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă cumva se curățește, va fi folositor stăpânului. Amin. Dacă nu-i stare de sfințire peste tine, nu te apropia, nu pe lucrarea lui Dumnezeu. Că spune destul cuvântul lui Dumnezeu, cum am spus din Iacov, capitolul 5, versetul 16. Mărturisiți-vă păcatele unei altora, apoi rugați-vă unii pentru alții să fiți vindecați. Și acum partea a doua e foarte importantă pentru cine se roagă. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ce înseamnă neprihănit? Prihană e păcat. Neprihănit înseamnă fără păcat. Amin? Ceva se va întâmpla în momentul când vei mijloci. Dacă starea ta e curată, când vei pune mâinile după mărturii, te vei vrea. Aleluia! Ceva trebuie să se întâmple. Aleluia! Că mare putere. Mare putere. Amin. Sau de foarte important lucrarea asta. Și eu de multe ori, dacă am avut ceva probleme sau ceva, că nu am intrat, sau mi s-a întâmplat, că am intrat imediat, am venit din alte cetate, din alt oraș, am venit direct de la lucru, m-am dus acolo într-o cameră în spate la adunare și când m-am dus imediat și a început persoana să mărturisească, în momentul respectiv, imediat am simțit în cugetul meu condamnare. Și imediat am fugit la soție, că am avut ceva discuție cu ea prin telefon în cursul zile. Am văzut puțin că nu i-au plăcut să o supăra pe mine, ceva când am vorbit cu ea. Și în momentul respectiv am spus că fratele George Foca, stai, nu poți să fac nimic. Trebuie să mă duc la soția mea să cer iertare. Am dus la adunare, am cerut iertare și apoi m-am dus să continui. Amin? Amin. Nu pot, trebuie să fii cu soția ta, cu ce dintr-o, trebuie să ai o stare în care să nu simt vinovăție, condamnare. Pentru că păcatul, automat după ascult, după ce devine vrăjmașul și te condamnă, automat, adică după ce ai căzut în păcat, devine și te condamnă. Și pentru ca să scapi de condamnare, trebuie să faci lucrarea asta, lucrarea de mărturisire a păcatului. Ca așa spune cu unii altora. E adevărat că nu poți la oricine să faci, nu poți la oricine să faci, dar trebuie să iei pe care știi și Dumnezeu, roagă-te Domnul ca Domnul să ți-l pregătească. Amin. Și pe ține simt tu în inima ta, du-te atunci. Roagă-te, Doamne, la cine să mă duc? Că vreau să scap de povara asta și să știi că Dumnezeu nu te va lăsa. Amin? Nu te va lăsa, Dumnezeu va lucra în mod de zi și va duce în libera. Amin. Și vreau să spun, și vreau să mă opresc, că dacă încep cu lucrarea asta, o lucrare foarte, cum spune, mare direcția și cu mărturisire și cu vindecare pentru bolnav, dar vreau să spun în mod deosebit, Dumnezeu oferă șansa omului. Mărturisire înseamnă, vreau să spun mărturisire, pentru nu știu cât înțelegi dumneavoastră lucrarea de mărturisire.
E o lucrare care nici mintea mea nu poate pricepe. A luat mărturțile la mii de persoane. În atâtea țări ale lume până am fost. Început de Statele Unite, Canada, dintr-o parte alta, vreau cu Sudul Americii, Caraibe, Republica Dominicană, Haiti, Australia, Noua Zeelandă, Insulele Fiji, Asia, Vietnam de două ori, Cambodia, Myanmar, Thailanda și alte țări până am umblat. Vreau să spun că Dumnezeu și-au dus la îndeplinire de fiecare dată. Și nu pot că am dus în altă țară și acum lucrăm diferit și mai ușor. O post sute de persoane care au venit să ne rugăm pentru eliberarea lor. Și pentru mai ales când auzeam că vin niște misionari americani care se roagă pentru bolnavi. Atunci alergau mii, erau, stăteau acolo ca să ne rugăm pentru ele. Dar să știți, n-am putut să ne rugăm pentru majoritatea, dar vreau să spun în prima parte, stăteam acolo pe podium când eram acolo, într-o parte și alta cu microfoane și eu și fratele John, și le spunea, vreți să facem o rugăciune pentru toți. În prima parte ne rugăm alea, dar noi nu punem mâine, nu vrem să facem vinovații înaintea lui Dumnezeu, căci cuvântul Domnului spune în felul următor prin Apostolul Pavel, spune, să nu-ți pui mâinile de grabă peste cineva, să nu te faci părtaș la păcatele lui. Amin. Cum adică? Eu pun mâinile să mă rog și mă fac părtaș la păcatele lui. Da! Pentru că Dumnezeu are potriva lui, omul tot păcatului. Amin. Și-o mă rog mâine ca să se vindece. Și spune, nu. Nu, spune Dumnezeu. Tu mai trist, spune Domnul, bă, după cuvântul meu. Aplică cuvântul meu, că eu vreau mai trist să iert. Omul acesta vreau să se smerească, să recunoască păcatul. Amin, amin. Și apoi eu vreau ca să lucrez. Amin? Amin. Și eu arunc mâine, vreau ca să fie. Și atunci, ești, ești pasibil, este posibil ca Duhul necurat de boală de peste persoanele sau păcatului să vină asupra ta. Dar spune apostolul, mare grijă. Și eu cred că dacă apostolul Pavel îl învață pe Timotei, eu cred că și el a practicat lucrul acesta, amin? Ce vreau că apostolul Pavel spune la ceva să facă ceva și el practica? Sigur că a practicat și el așa ceva. Dar foarte important lucrarea aceasta, în mod deosebit. Eu vreau să spun, Duhul Sfânt mi-a spus mie, de mai multe ori mi-a spus, de ce puțin două ori mi-a spus Duhul Sfânt. Ascultă bărbatule, ca să te poți folosi lucrarea mea, a spus Domnul așa. Spune felul următor, dacă îmi vei onora cuvântul meu, tot ce este scris, în momentul când te vei ruga pentru bolnav și eu voi onora, au zis Domnul. Slavă lui Dumnezeu! Și eu te voi asculta. Dacă am ascult cuvântul și eu când te vei ruga, te voi asculta. Dar dacă nu, spune Domnul, că nu mă ascult. Dar de bani numai pentru mine, pentru orice dintre noi. Pentru oricine, nu contează confesiune, președinte sau ce-ar fi adăcut. Pentru oricine valabil cuvântul Domnului. Amin. Zice să nu treceți peste ce? Este scris. Este scris. Vede, mare importanță lucrurile. Eu vreau să spun, Doamne Iisuse, iartă-mă că am zis că vreau să spun asta și vreau să închec, că numai la păcate am avut. Vreau să spun, păcatul este condamnare. Este o stare de apăsare peste om și Dumnezeu mai dă șansă omului prin mărturisire. Cum spunea să citea aseară Psalmul 32. Da? Așa, Psalmul 32, cred că după ce s-a mărturisit luna ta, s-a întâmplat. L-am zis pe David, nu ierta Dumnezeu așa ușor? Nu. Și inițiativa a fost la Dumnezeu. S-a dus și David, cred că la templu, poate s-a fi dus. Nu știu dacă o încetat după ce-o păcătuit, dacă s-a mai dus la templu. Cred că s-a mai fi dus, mai cerea iertare, dar era și mândria lui, mă, să nu mărturisesc. De ce nu l-a chemat pe Nathan timp de 9 luni? De ce nu l-a chemat în perioadă? Nu l-a chemat pe Nathan și nu s-a mărturisit. Era probabil și o mândria lui. Și Dumnezeu zice, bine, du-te, du-te, băiete, du-te, poți să te rogi, băi. Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu a apăsat. Zi și noapte a apăsat asupra lui. Și inițiativa a fost la Dumnezeu pentru iertarea lui. Și în momentul respectiv, Dumnezeu a venit și a spus istorioara aceea, cu mielușaua aia. Țineți minte cu bogatul și cu săratul, da? Și când a dus Dumnezeu, și ăsta, mândru ăsta, de David, el loc, Doamne, vezi, el, în loc să spună, să știi când ești în păcat, parcă, Doamne, milă și de mine, nu e hotărâri astfel. El în păcat, și când îi spune păcat, spune cum el și-a la acela, se ridică David și omul acela, să-mi dea înapoi 4.000, pentru ca să vârșești faptele aceasta. Parcă îl vezi pe Dumnezeu să-l înfuria. O zi, da, tu vorbești. Și atunci se îndreaptă prorocul către Nathan și spune, tu ești omul acela, așa vorbește Domnul pentru Aleluia. Tine. Aleluia! Tu ești! Și spune prorocul așa, și spune păcatului, după ce o să capul jos
Și după ce zice David, am păcătuit. Auzit și el se mărturisește. N-a scăpat David așa că a mărturisit Domnul. Nu! Și pe câte stane tot așa când a să meargă să mărturisească. Și în momentul respectiv, atunci Dumnezeu spune, copilul care ți s-a născut, primul va muri. Pentru că n-ai avut milă. N-ai avut milă. Pe ce înseamnă să ai milă? El în păcat? Așa se mulți slujitori. El în păcat și el se duce și spune, îți se dă pedepse. Excursa apară făcut așa. De cauza foarte importantă pentru frații slujitori. Înțelegi? El nu încerca chiar dacă o păcăie. Nu încerca ca să fie aspru cu el. Că Dumnezeu oferă șansă. Amin? Dar pentru ce a venit Domnul Iisus? Nu pentru să oferă șansă omenire căzută în păcat? Pe mine de câte ori m-a iertat? Dar pe tine de câte ori te-a iertat? Amin? Nu oferă Domnul șansă? Pentru asta se chema aici. De bine dată că venim să le cer, să cer, să căutăm. Cum spunea fratele, cum era Moldova. Nici nu îndrăznea, spunea fratele George Poca. Îi spunea că în urmă cu 30-40 de ani era tiner când atunci. Nici nu îndrăznea să intre în biserică. Că tu îl spui prorocul de acolo. Imediat îl descoperea păcatul care intra în biserică. Unde starea spirituală în biserică? Unde este prorocul lui Dumnezeu? Aleluia! Unde starea spirituală? Și descoperea păcat. Și ce făcea? Înainte să intre în biserică, înainte să intre, lua pe o persoană, prima care venea să mărturisea, înainte să intre în biserică, spunea păcatul, că știa că dacă intră în biserică, îi descoperi păcatul și îl pace de rușine. Și așa mărturisea înainte să intre. Și așa primea eliberarea acolo și apoi intra în biserică. Amin? Păcatul vrea Dumnezeu să, în momentul când îl condamn păcatul, spune cuvântul lui Dumnezeu, păcatele unor oameni, ce face? Merg înainte la judecată. Și alu altora vin pe urmă la judecată. Auziți cum spune cuvântul lui Dumnezeu? Păcatele care merg înainte la judecată, în momentul când întrebăm multe persoane, te simți vinovat de păcatul ăsta sau ăsta? Și spune, da, frate, simt vinovat. Ok, trebuie să-ți pare rău. Trebuie să-l judeci. Dumnezeu ne dă posibilitatea să judecăm păcatul ăsta pe pământ. În momentul când te mărturisești, nu judeci că ești vinovat de păcatul acela. Dumnezeu nu vrea decât adevărul. Spune adevărul, adevărul te face ce? Liber! Îți mai dă o șansă Dumnezeu prin mărturisire să scapi și starea ta. Adică ca să scapi de povara și de păcatul respectiv. Și apoi Dumnezeu și celelalte păcate nemărturisite, auzi, arată pe la judecată, adică și tu treci pe la judecată cu păcatul acela. Amin? E foarte important. Vreau să mă opresc, că cu mine e foarte greu ca să mă opriți, dar pentru că sare de rugăciune și nu-i de evangelizare și pentru că nu aveți reguli și nu vreau să-i spitesc pe cineva, ca să, cum am spus la noi, începe, dar nu știu când termina. 12 noapte, 1 noapte, alea, vin oameni din diferite persoane, din oraș care aduc un curs în săptămânii, americani care nu-s credincioși, vin și în curs în săptămânii care au legătură cu ei, pentru că am un șap de reparații de mașini și multe lume vin în curs în săptămânii și atunci au legătură cu ei și atunci îi spun că sunt și misionari și atunci îmi spune problemele lor și atunci spune este o să vreau că vrei, asta e adresa, vine la adresa asta și o să ne rugăm pentru tine, alege vineri, sâmbătă, duminică, luni, 4 zile. Vine și o să ne rugăm pentru boala ta, suferința ta. Și când vine musulmani, negri, alb, galben, spaniol, spune ce vrei. Și vine acolo și Dumnezeu lucrează de fiecare dată. Amin? Slavului. Mă vorbesc de credincioși, ruși, ucranieni, moldoveni, toate în alte părți care vin și ne rugăm de fiecare dată. Așa o scăldătoare este acolo. Slavă Domnului. De ce trebuie să fie biserica lui Dumnezeu? Amin. Că o scăldătoare mi-a făcut dumneavoastră, amin? Amin. Adică o să vină persoanele, aveți că sunteți între blocuri aici, așa de la mulțime, aici trebuie să fie prezența lui Dumnezeu și când vine aici, aleluia! Mărire! Și locul ăsta să fie necăpător! Amin! Că aici e prezența lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Vreau să mă opresc. Amin, amin. Fratele, el a vorbit de vindecare, dar poate Domnul mi-a dat ceva cu mâna fratele și Domnul să lucreze în mod deosebit. Până la urmă mai rămâne poate cineva ca să ne rugăm, coborând până din nou în subsolul bisericii, cu aprobarea fraților și continuăm să ne rugăm dacă este cineva, unele probleme, ca să ne putem mijloci înaintea Domnului, ca Domnul să poată să lucre. Amin. Mulțumim Domnul pentru că ați avut timp cu mine și ați avut răbdare și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Urmează să ne rugăm pentru cei bolnavi. Și așa cum spuneam, frații ne stau la dispoziție.
ceea ce doriți și dacă doriți ca frații să se roage pentru dumneavoastră și să vă ajute rugăciune, deci după ce încheie împărtășirea de visorul bisericii, frații vă stau la dispoziție. Domnul să-i binecuvinteze. Urmează să ne rugăm. Aici sunt mai multe bilete alăturate de cele care sunt afișate pe monitor. Și sunt multe. Deja văd că și aici la noi s-au obișnuit să se înmulțească lista. Să se înmulțească lista cu cei vindecați. Să se înmulțească lista cu cei ce sunt vindecați. Amin, 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 amin. N-a fost pe fața cea. Iubite biserică, vă rog să ne ajutați să înducem pentru soțul meu. Este vorba de sorara Veca. Probabil este vorba de fratele Arghir. Domnul să se îndure și Domnul să încerceze cu vindecare. Iubite biserică, Domnul, vă rog să vă rugați împreună cu mine pentru soțul meu, Eugen, ca Domnul să se îndure de el. Urmează să fie operat, fratele Chibicher. Doresc ca mâna Domnului să fie mâna medicului. Sărai Maria. Domnul să se îndure și să lucreze, ne scrie aici, sora Maria Chibicher. Domnul să lucreze, Domnul să cerceteze pe fratele Eugen. Să vă rugați împreună cu mine pentru sora mea, Saveta, și fratele meu, Isaac. Domnul să devindece sufletele, Domnul să aibă mintea și trupul. Să vă aducem în rugăciune pe sora Veronica, probabil este vorba de sora Veronica Nistor, cumva. Da? Da. Dar ne vom ruga și pentru ea, Domnul să binecuvinteze, să întărească credința ei. Haideți să batem la poarta Bibliei și la Cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să-L chemăm pe Dumnezeu în seara aceasta. Haideți Dumnezeu să lucreze într-un mod deosebit. Amen. Pentru că El poate.